Bună dimineața! Continuăm să urmărim ce se întâmplă în Ucraina, unde în această dimineață, după ce președintele Vladimir Putin a anunțat o operațiune militară specială, au început să aibă loc explozii, atacuri cu rachete de croazieră în principiu, într-un număr uriaș de orașe. Aparent sunt vizate ținte militare. O informație care se propagă pe rețelele sociale în ultimele minute și care este citată și de Reuters și care este atribuită Ministerului Apărării de la Kiev. Acesta anunță că a doborât 5 avioane rusești și un elicopter în zona Luhansk. Încă o dată, aceasta este o informație care a fost difuzată de forțele armate ucrainiene și este preluată și de Reuters. Vă rog să luați cu anumită rezervă toate informațiile care vor circula în perioada asta, pentru că, așa cum se spune termenul, este ceața războiului. E greu să verifici acum, așa că noi încercăm să fim rezervați, să nu difuzăm tot ce apare. O să primim multe informații contradictorii, da, mai ales cu social media, în condițiile în care toată lumea poate filma orice. Da. Cert este că în Kiev, deși președintele Volodymyr Zelensky a avut o intervenție video și a cerut ucrainienilor să-și păstreze calmul și să rămână în case, în Kiev oamenii par să fi aglomerat adăposturile antiaeriene și stațiile de metro, s-au refugiat acolo și sunt filmări de pe autostrăzile principale, căi de ieșire din Kiev, sunt foarte aglomerate cu mașini, aparent sunt foarte, foarte mulți chieveni care încearcă să părăsească acum orașul. L-am sunat pe expertul în politici de apărare, Harry Bucur. Marcu, bună dimineața, domnule Marcu. Bună dimineața! Bun. Urmărim și noi și dumneavoastră, sunt absolut convins, ce se întâmplă în Ucraina. Au loc atacuri deocamdată cu rachete, însă au început să fie semnalate și intrări de trupe. Sunt coloane de tancuri filmate intrând în Ucraina dinspre granița cu Belarus. Dumneavoastră, ce știți? Ce vedeți? Ce vedeți și dumneavoastră, că eu sunt acasă, vă dați seama, nu sunt pe câmpul de luptă. Dar ideea este că e faza cea mai confuză posibilă a unei intervenții militare. Ziceați mai devreme de operația specială militară, ca și când toată lumea știe despre ce e vorba. Nimeni nu știe despre ce e vorba. Și e asta. Este unul din eufemismele folosite de președintele rus când a anunțat intenția lui de a începe războiul în Ucraina. Deci, nu o să-i zică război, a zis operație militară specială și a zis că ar fi localizată în zona Donbasului. Între timp am văzut că sunt lovite obiective probabil militare de pe întreg teritoriul Ucrainei și de asemenea sunt rapoarte venite din partea ministrului apărării al Ucrainei că este intervenție cu trupe terestre și dinspre Belarus, care ar viza Kievul chiar, dar și la Odessa, deci cu trupe care au debarcat din Marea Neagră, trupe rusești. Deci ceea ce înseamnă că ce a spus președintele Putin când a lansat această operație nu mai are loc în Donbas, cum zicea dânsul, ci are loc pe întregul teritoriu al Kievului, mai ales operația aeriană, care e foarte modestă din punct de vedere al cantității de lovituri pe care l-a practicat în primele 3 ore. În mod normal, în primele ore, operația aeriană are câteva sute de ținte care ar trebui lovite aproape simultan ca să poți să... Ca să însemne ceva. Deci, vorbesc de punct de vedere militar. Poate exact, ce păi, asta e și întrebarea. Dar, așa cum dar vedeți... Vreau să vă spun, o secundă, vă rog. Exact. Dar ce vreau să vă spun este că asistăm la o premieră mondială, în sensul în care un individ, șef de stat, într-adevăr, și de stat de mare putere nucleară, a luat în cont propriu o operație militară pe care a anunțat-o personal, o conduce personal. Înainte de ea a făcut un fel de scenare cum că ar avea acceptul Consiliului de Securitate și al Parlamentului Rus, al Dumei,
După care, iată că stabilește singur obiectivele, cele politice sunt tot așa eufemistic formulate, demilitarizarea și de nazificarea. De nazificarea, da. Da, de, mă rog. Voiam să vă întreb în felul următor. Da. Așa cum vedeți harta atacurilor în momentul ăsta și cu operațiunea asta aeriană despre care spuneți că e totuși mai mic, de mai mică amploare, care ar fi, adică vreau să vă care spun ar fi planul? Are... O secundă, da. Care ar fi planul? Adică ce urmărește domnul Putin în momentul ăsta după cum și-a desfășurat trupele? Nimeni nu știe, nici el probabil. Haideți să vă explic un pic, doar o secundă, nu durează mult. Orice război ar trebui să aibă un obiectiv politic foarte clar. Vrei să schimbi guvernul, vrei să schimbi politica, vrei să cucerești un teritoriu pentru a-l controla într-un anumit fel. Și așa mai departe. Deci astea sunt obiective, adică trebuie să aibă în spate o operație militară, un obiectiv politic. Ei, domnul Putin n-a, cum au spus toți, nu are nici motiv și nici obiectiv cu care să, pentru care să facă ceea ce face. În asemenea condiții, probabil că are obiective care nu le poate spune, ascunse. Sau, într-adevăr, este o problemă de asta patologică, paradox să o zic, dar alte explicații în afară astea două nu sunt. În sensul în care folosește forța militară și amenințarea cu forța nucleară pentru niște orgolii personale. Pentru, sau, cine știe, poate vrea să se sinucidă prin război, adică alte explicații nu sunt. Ei, în asemenea condiții, coborând mai jos la acțiunea militară propriu-zisă, dacă ea nu are un obiectiv, nu are sens din punct de vedere politic, cu atât mai puțin înțelegem ce sens au acțiunile acestea militare, mai ales incipiente. Eu vreau să vă spun că dacă ar fi fost o operație militară coerentă, fie de cucerire a întregii Ucraine, fie de ținerea trupelor ucrainiene în afara câmpului de luptă, ca să nu poată să contraatace la atacurile pe care le face în momentul de față terestru armata rusească, dacă așa ar fi cazul, atunci tipul acesta de operație aeriene punctuale și cu o intensitate destul de mică arată de fapt că e doar un gest. Nu are un obiectiv militar foarte clar pe care l-ar obține prin lovitura aeriene. Ca să vă dau un exemplu, în 99 NATO a făcut o operațiune militară de 72 de zile pentru obiectivul de a determina guvernul Serbiei și Muntenegru de a-și retrage 100.000 de militari din, sau 60.000 de militari plus paramilitari din provincia Kosovo. Atât le-a trebuit aerian ca să determine o asemenea schimbare de politică la un stat, care un stat este mult mai mic decât cel al Ucrainei. Și ne așteptăm acum ca după două ore de operație aeriene în care am văzut câteva lovituri doar, să existe vreo, adică să ne putem da seama care ar fi obiectivul politic pe care ar trebui să îl obțină cu asemenea lovituri, este exclus. Declarația lui Vladimir Putin de acum câteva zile nega practic dreptul la existență al Ucrainei. Astăzi atacă această țară. Credeți că... Adică armata rusă, în mod evident, este mai puternică decât armata ucrainiană. Poate declanșa o invazie care să aibă și succes pe anumite obiective. Poate menține Ucraina ocupată? Nu, categorii nu. Păi da, și zic că nu vreau să o ocupe. Vreau numai să... să-i schimbe guvernul, adică să... Numai guvernul, întreaga politică a Ucrainei, da, care e de natură nazistă, după... De fapt, el folosește, domnul Putin folosește termenul de nazism în ideea în care vorbește publicului lui, care e un public nostalgic, pentru cât de grozav a fost marele popor rus când era sovietic și a învins nazismul. De asta vorbește de nazism, nu clar avea vreo componentă de nazism politica ucraineană actual.
și demilitarizarea la fel. Deci astea două sunt eufemisme care ascund, dacă sunt obiective reale, le ascund, iar dacă nu sunt obiective, arată exact incoerența întregii operații. Obiectivele posibile pe care ar fi vrut să le obțină Rusia, cea de recunoaștere a anexării Crimeei, de exemplu, sau de îndepărtare dincolo de anumite țări a armelor NATO și așa mai departe, niciunul din aceste obiective nu se obțin prin atacarea militară a Ucrainei. Deci este foarte simplu de înțeles. Și atunci ori asistăm la o paranoia cu arme clasice și eventual cu arme nucleare, pentru că Putin a fost în discursul lui de azi dimineață foarte clar că în momentul în care cineva îi se va opune, va păsi ceea ce n-a văzut vreodată lumea. Adică asta înseamnă că va folosi fără niciun fel de îndoială arma nucleară împotriva oricui ar încerca să-i se opună. Așa se traduce ce spune eu. Vă dați seama o asemenea situație în condițiile în care absolut toată lumea i-a spus, inclusiv China, că nu se face așa ceva, că este un comportament huliganic în ceea ce privește ordinea mondială, ce face el cu atacarea Ucrainei, că totuși a continuat să o facă. Am avut informații de azi noapte la New York, Consiliul de Securitate, care a luat notă despre asta, reacția Secretarului General al Națiunilor Unite, care spune clar că nu vrea să transforme Națiunile Unite într-o nouă Liga Națiunilor, făcând referință la modul în care s-a purtat Hitler cu Liga Națiunilor în momentul în care a început războiul doi mondial. Doamne Bucur, Marco, am o întrebare legată de Transnistria. În Transnistria sunt trupe rusești, ăla este un punct de contact acolo al Ucrainei cu trupele rusești, dar și o zonă care se învecinează direct cu Moldova. Vedeți vreun risc în zona respectivă? Eu nu am informații de ultimă oră despre trupele rusești din Transnistria, dar după câte știam eu, ele sunt acolo să apere niște depozite de armament. Adică nu cred că sunt forțe capabile să ducă vreo ofensivă sau să mai de aceea, vă gândiți vreo operație. Ar fi tentată Ucraina să atace acolo? Deci, în mod normal, Ucraina în momentul de față este legitim, adică are legitimitatea să atace orice obiectiv de pe tot teritoriul Federației Ruse. Deci așa este cu războiul. Deci în momentul în care ești atacat, te aperi nu numai pe propriul teritoriu, ci oriunde se află inamicul care te-a atacat. Deci și asta probabil că a fost totul în intenția președintelui Putin de a sublinia că nu acceptă reacție la ofensiva lui, că de tipul să se trezească cu forțe speciale ucrainiene la el, la Kremlin, de exemplu. Dar, încă o dată, vă spun, noi analizăm cu minte limpede un discurs ținut de președintele Putin pentru propriul său public, care este un public captiv, care are un limbaj care e moștenit de la Marea Victorie din al doilea război mondial, a Armatei Roșii. Bun. Și noi nu înțelegem neapărat întreaga semnificație a spuselor. Așa că ne uităm la fapte, iar faptele nu sunt de valoare a spuselor. Asta vreau să spun. Faptele militare, chiar dacă adică e o gravitate excepțională, faptul că au intrat cu trupe și chiar și un singur tac, dacă intra, era de o gravitate excepțională, și de asemenea că lovește, ne așteptam de altfel, adică... Da, am înțeles. Bun, mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea Harry Bucur Marco, expert în politici de apărare. Deșteptarea. Cu Vlad, George și Luca. La Europa FM.